Bun găsit, sunt Cătălin Gorea și vă invit la o nouă ediție a Dosarelor X. Caz șocant în capitală, un tânăr de 28 ani s-a aruncat în gol de la balconul unui bloc de locuit. Mare a fost norocul nimerind pe acoperișul moale al unei farmacii, care ar fi amortizat căderea. Bărbatul a fost evacuat de pompieri și transportat la spital. Incidentul s-a produs în această după amiază pe bulevardul Moscovei din sectorul Râșcani al capitalei. Informația a fost confirmată pentru TV8 de către ofițera de presă a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, Liliana Pușcașu. Potrivit pompierilor, tânărul s-a aruncat de la etajul 6 al unui bloc de locuit și a căzut pe acoperișul unei farmacii. Pentru a-l coborî a fost nevoie de ajutorul pompierilor. Tânărul a suportat diferite traumatisme și a fost dus de urgență la spital. Două persoane au decedat, iar 9 au fost traumatizate în urma mai multor accidente rutiere cauzate de condițiile meteo nefavorabile. Unul dintre acestea a avut loc la Băcioi. Un tânăr de numai 17 ani a decedat la spital, iar alte 7 persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale. Totul s-a întâmplat după ce 2 autoturisme s-au ciocnit violent. A fost nevoie și de intervenția salvatorilor pentru descarcerare. Potrivit poliției, incidentul tragic a avut loc aseară în jurul orei 20 în comuna Băcioi. O mașină de marca Toyota condusă de un tânăr în vârstă de 22 de ani s-a ciocnit violent cu un Volvo, la volanul căreia se afla un bărbat de 44 de ani. În rezultatul accidentului rutier, 8 persoane, 4 din Volvo și 4 din Toyota, au fost preluate de cele 5 ambulanțe ajunse la fața locului și transportate la spital pentru îngrijiri medicale. Impactul a fost atât de puternic, încât a fost nevoie și de echipajele de descarcerare. În urma tamponării a 2 autoturisme, o persoană a rămas blocată, iar salvatorii au reușit descarcerarea acesteia și predarea către serviciul de asistență medicală. La fața locului pentru misiunea de salvare au intervenit 4 echipaje de salvatori. Din nefericire, una dintre victime, un tânăr de doar 17 ani, a decedat la Spitalul Clinic Municipal de Urgență. Ghețușul de pe drum a provocat un alt accident la intrare în orașul Ialoveni. Un Lexus a fost făcut zob după ce a fost lovit cu putere de un camion. Potrivit poliției, șoferul Lexusului, un tânăr de 25 de ani, a fost transportat la spital cu diferite traumatisme. Din cauza condițiilor meteo nefavorabile, din noaptea trecută pe teritoriul țării, au avut loc 4 accidente rutiere, soldate cu 2 persoane decedate și 9 traumatizate. Statisticile ale serviciului 112 arată că în fiecare zi în Republica Moldova sunt înregistrate în medie câte 54 de accidente rutiere. Poliția amintește că în sezonul de iarnă, condițiile meteo sunt imprevizibile, de aceea recomandă conducătorilor auto să adopte o manieră prudentă de conducere și să adapteze permanent viteza la condițiile meteo și de trafic. Șoferii sunt rugați să-și echipeze automobilele cu pneuri de iarnă, să folosească luminile de întâlnire atât pe timp de zi cât și pe timp de noapte, dar și să evite efectuarea depășirilor în locuri mai puțin vizibile și periculoase. Un bărbat de 35 de ani, originar din Chișinău, a fost reținut pentru 72 de ore, fiind suspectat de proxenetism. Potrivit poliției, acesta face parte dintr-o grupare infracțională care racola tinere prin intermediul rețelelor de socializare pentru a le convinge să se prostitueze contra unor sume de bani în Turcia. Individul a fost încătușat chiar în drum spre aeroport, în timp ce însoțea o potențială victimă, urmând să ajungă în Antalya. Potrivit poliției, incidentul tragic a avut loc aseară în jurul orei 20 în comuna Băcioi. O mașină de marca Toyota condusă de un tânăr în vârstă de 22 de ani s-a ciocnit violent cu un Volvo, la volanul căreia se afla un bărbat de 44 de ani. În rezultatul accidentului rutier, 8 persoane, 4 din Volvo și 4 din Toyota, au fost preluate de cele 5 ambulanțe ajunse la fața locului și transportate la spital pentru îngrijiri medicale. Impactul a fost atât de puternic, încât a fost nevoie și de echipajele de descarcerare. În urma tamponării a 2 autoturisme, o persoană a rămas blocată, iar salvat. Ofițerii Centrului pentru Combaterea Traficului de Persoane al Inspectorului
Germania ne-a dotat armata cu blindate, iar Statele Unite ale Americii ne-au echipat poliția cu mașini noi. 10 automobile Toyota Corolla, 2 Toyota de teren, dar și 20 de Dacia Duster de ultima generație au fost parcate astăzi în fața Inspectoratului General de Poliție. Încântați peste măsură de vehiculele noi, polițiștii au promis că de acum încolo vor ajunge și mai rapid la chemări. Entuziasmați de noile mașini, unii polițiști au lansat promisiuni tari din fața volanului. Deci este ultima generație, motorul este de 1.5 diesel, dar eu cred că automobilul acesta deja o să fie o intervenție mai rapidă pentru ajutorul cetățeanului, adică în activitățile noastre. Este foarte confortabilă și ușor de condus. Cele 32 de automobile au fost parcate astăzi în fața Inspectoratului General de Poliție. Iar la înmânarea cheilor, pe lângă ambasadorul SUA în Republica Moldova și reprezentantul Înaltului Comisar al Națiunilor Unite pentru Refugiați, a venit și șefa de la interne. Venim să consolidăm capacitatea subdiviziunilor Ministerului Afacerilor Interne de a face față crizelor și, mai simplu vorbind, de a fi mai aproape de cetățean, de a-i fi util, de a-l ajuta în situații mai încordate, mai dificile. Ambasadorul SUA în Republica Moldova a dat asigurări că țara sa va susține în continuare Republica Moldova. Statele Unite se angajează să colaboreze cu cetățenii și guvernul Moldovei pentru a soluționa provocările imediate și a construi un viitor democratic, prosper și sigur. Potrivit șefului Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, mașinile donate vor fi utilizate exclusiv pentru activitatea din teren. Mijloacele de transport vor merge la activitatea operațională. Vorbim aici de birourile de reacționare, acolo unde este nevoie, de fapt, mai mult de reacționarea polițiștilor în raport cu solicitările cetățenilor. În al doilea rând, inclusiv și la siguranța traficului, acolo unde avem alte riscuri care trebuie cumva să intervenim și să asigurăm și acest proces. În ultimul an, SUA a acordat Republicii Moldova un sprijin financiar de 320 de milioane de dolari pentru a depăși crizele cu care se confruntă, inclusiv 75 de milioane de dolari pentru a acoperi cheltuielile pentru refugiații ucraineni. Afaceri cu forța. Doi bărbați au fost reținuți după ce au încercat prin șantaj să constrângă o femeie să investească în criptomonede. Indivizii au ajuns pe mâna poliției, fiind denunțați de victimă și sunt acum cercetați penal pentru șantaj și escrocherie. Unul dintre cei doi suspecți este un bărbat de 26 de ani din Ucraina. Acesta se dădea drept reprezentant al unei companii de investiții. Potrivit poliției, el ar fi prezentat victimei de 29 de ani un pachet întreg de acte pentru a o convinge că oferta e una serioasă. Astfel că femeia a acceptat să investească în pretinsa afacere 20.000 de dolari. Ulterior însă, cei doi au cerut de la victimă încă 6.000 de dolari, iar pentru că a refuzat, indivizia a amenințat-o că vor face publice fotografii cu ea pe care le-au furat din computerul victimei, de la distanță prin aplicații speciale. Mai mult, indivizii o amenințau că îi vor lua și mașina. În timpul perchezițiilor la domiciliile celor doi suspecți, oamenii legii au ridicat dispozitive destinate transferurilor criptomonedelor, cartele bancare, precum și bani, care ar proveni din activitatea infracțională. Este vorba de peste 10.000 de euro, 5.000 de dolari și peste 180.000 de lei. Condamnat la închisoare pentru circulația drogurilor, un moldovean în vârstă de 39 de ani a fost reținut în Franța și extradat în Republica Moldova. Potrivit poliției, suspectul este originar din capitală și din 2016 era anunțat în căutare internațională. După ce s-a ascuns mai mulți ani în statele europene, a fost reținut în Franța și extradat la Chișinău. Bărbatul a fost predat angajaților Inspectoratului de Poliție Ialoveni, urmând să execute pedeapsa cu privare de libertate pe un termen de până la 9 ani în penitenciar de tip închis. Atât pentru rubrica de astăzi. O seară fără incidente vă doresc!